În acest weekend a avut loc cea de-a 15-a ediție a Festivalului Național de Folclor Ponoare Ponoare. Invitați de marcă din județul Mehedinți au fost prezenți la eveniment, iar premiul cel mare al concursului a fost decernat chiar de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. 22 de interpreți de muzică populară au urcat pe scena festivalului concurs de folclor Ponoare Ponoare. Aceștia sunt cei care au trecut de proba audițiilor date la sfârșitul lunii iulie. Festivalul a debutat vineri cu Hora Satului, unde au participat artiști locali acompaniați de lăutarii Mehedințiului. Să petrecem aici împreună cu voi. Mă bucur că sunteți în număr din ce în ce mai mare. Mă uitai mai devreme, e dealul plin acolo. E dealul plin, nu poți să arunci un ac. Extraordinar ce se întâmplă aici la Ponoare. Dacă mă iubești pe mine, mai vin o nană și mâine, să-mi haulești o poiană și-am să vin la tine. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de primarul comunei Ponoarele, care s-au implicat în totalitate pentru o bună desfășurare a festivalului. Bună seara, dragi participanți la acest eveniment! Iată că dorința mea și a locuitorilor comunei Ponoarele s-a împlinit. Mulțumesc autorităților județene, Consiliului Județean și domnului președinte Aladin Georgescu pentru sprijinul acordat. Festivalul a crescut an de an. De pe scena de la Ponoare au fost lansați interpreți cu care ne mândrim. Pe scena de la Ponoare vin laureați și vin interpreți consacrați. Facem toate aceste lucruri pentru dumneavoastră, public drag. Premiul cel mare al concursului de folclor Ponoare Ponoare a fost decernat chiar de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Să știți că n-am putea și n-am reușit niciodată să organizăm nimic dacă toți cei din conducerea județului nu ar fi alături de noi. Îi mulțumim din suflet domnului președinte. În seara aceasta, după o lungă analiză a prestației, juriul a stabilit că premiul cel mare se acordă domnului Dorinel Dănuț, Pârfonii Gavriluț. Aplauze, vă rugăm frumos! Felicitări! Evident că toți cei care suntem pe scenă dorim ca acest premiu obținut la Ponoare Ponoare să fie un început în viitoarea lui carieră, raportându-ne la vârsta pe care o are destul de fragedă, urare pe care, în numele instituției pe care reprezint Consiliul Județean Mehedinți, o adresez și tuturor celor care au fost declarați câștigători în această seară și în același timp și celor care au urcat pe această scenă, dar din păcate nu au primit un premiu. Acest eveniment nu ar fi fost atât de complex fără implicarea conducerii județene. Vă mulțumesc și dumneavoastră care participați într-un număr, din punctul meu de vedere, record, pentru că particip de ani buni la acest eveniment și cred că niciodată nu am văzut un număr atât de mare de spectatori. Asta poate și datorită faptului că venim după un an de pauză, după un an de multiple restricții și toți am simțit nevoia să ieșim așa la un aer curat în vârf de munte la Ponoare. Felicitări încă o dată, domnule primar, tuturor celor care au contribuit la buna organizare acestui eveniment și să ne vedem cu bine la anul. Festivalul Național de Folclor Ponoare Ponoare s-a desfășurat într-un cadru natural, mai exact lângă Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural din lume. Aplauzele dumneavoastră, Gavriluț Dorinel! Merită aplauzele dumneavoastră! Emoțiile sunt foarte mari și, sincer vă spun că este primul trofeu pe care îl câștig.